Testele de inteligență sunt adesea plictisitoare, nu și acestea, vă garantăm. Deci astăzi ne punem la încercare spiritul de observație și de logică. Urmează testul, urmează și multe zâmbete. V-am avertizat? Să nu spuneți, v-am avertizat! Cine e neagră când e curată și albă când e murdară? Ce întrebări? Insula! Eu știu eu! M-am consultat cu băițele etajul întâi. Nu-i corect? Zebra! Ok. Zăpada. Tabla. Tabla. Hai, acum mai sunt. Ok, hai. Tabla. Culoare. Pisica neagră. Tabla? Tabla! Nu, Lilia, întrebi persoanele care au terminat 100 de ani în urmă și s-au păstrat așa de bine. Cum poate rezista un om 10 zile fără să doarmă? Eu știu doar de la internet, pe noapte. Cu energizante lângă el. Eu personal am lucrat 5 nopți la rând și deja eram zombi. Adică mă porneam după o furculiță și veneam cu un pahar. Și mă gândeam, ce dracu îmi trebuie paharul dacă mă porneam după furculiță și ajungeam la destinație. Nu mai știu! Doarme și eu. Muncim doar. Să nu doarmă. Să doarmă noapte. Numește 3 zile consecutive fără să folosești cuvintele luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Lundi, mardi, miercuri. Zilele mele preferate: Friday, Saturday, Sunday. Ponedelnic, vtornic, sreda. Am luat ieri, azi. Ponedelnic, vtornic, pe... Ai, ponedelnic, vtornic, pe... Ieri, mâine și azi. Ieri, azi și mâine. Cine spune numai adevărul? Google. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine spune numai adevărul? Dintre toți, eu. Moș Crăciun. Eu. Copiii și oamenii beți. Un om cinstit. Oglinjoară, oglinjoară. Cine e cel mai bun angajat la sine? Ce trece peste râu și stă locului? Puntea. Podul. Hidrocentrala? Podul. 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 Nisip. Pod. Podul. Chiar dacă la prima vedere întrebările par simple, mai bine să te gândești de două ori până răspunzi. Țineți cont de acest sfat data viitoare. Cine spune numai adevărul? Alexandru, cine spune numai adevărul? El ved. Cine spune numai adevărul? Vorbește aici. Salut!